eu văz îngășământ verde de asta toamnă. Mazărea a început deja să facă fructe. Asta e mazărea pusă în usturoi. Prima fructă pe care o suntem în 6 mai. Între timp am mai cules din usturoi ca să facem loc pentru ardei roșii, vinete. Prima captură pe anul ăsta. Cu mincioare câteva zile sub agril, trebuie neapărat să ud. Până acum pare că sunt ok. Sunt afară de faptul că trebuie să ud neapărat, e uscat, uscat. Sunt ceva semne de stres, fricuțul, dar o să-și revină. Niște nopți foarte reci, 5 grade, și în solarul mic situația e destul de ok. Plantuțele au suferit un pic de la frig, asta e semn de friguțul în ardei, iar la vinete se îngălbenesc. Ies la limită vinetele. Roșile o să-și revină, vinetele vedem. Trebuie să ud neapărat. Aleu. Deja culegem știci. Ce surpriză plăcută. Nois. Nu mă așteptam să culeg de azi. De la astea. Asta e de la friguțul. Asta mai las un pic. Da, trebuie să le curăț. Da, e ciudat situația, că ziua e super cald și noaptea e foarte frig. Nici ele cred că nu mai știu ce să facă. Guliile cresc foarte fain. Unele spuse din semințe, altele din răsaduri. Dar cred că de la anul să pun mai semințe, că au crescut foarte bine din semințe. Și n-are rost să mă mai bat capul să le fac răsaduri. Astea încă nu. Astea semănate un picuț mai târziu ori decât cele din Seara Mare. Bulioarele, cred că prin iunie așa o să fie de cules. Bobul e mai puturos nițel.
Da, trebuie musai să aud sunile leșinate, unele plântuțe, cum ar fi ardeiul ăsta. Uite și o pârlică. Le place în mulci, se simt protejate, chiar le încurajează. Cred că în fiecare seară avem vreo 2-3 de nebuni de astea. La seara mare avem un gușter de la verde, hrănit bine. Mănâncă și greieri. Și tot felul de arătări. Le fac până la casa omului. Bobuțul.
În sfârșit o ieșim cu viața! Uhu! Astea zgulise mânatii direct. O găsi și în stratul ăsta animalele. Făcut și astea. Nice. Ce surpriză plăcută. Și mai avem sparanghelul. Mama, ăsta sparanghel am pus la conservat. Tot mâncăm de aici. Cam asta e mișcarea. Ca o anaconda. Sunt trei rânduri. 1, 2, 3. Merg așa. De sparanghel în care am pus mraniță și am semănat tot felul de ghidușei. Am zis să aibă mai multe funcțiuni stratul de sparanghel. Mic experiment care pare că e foarte productiv. Și mai sunt încă două rânduri de sparanghel unde am procedat la fel. Data trecută, de fapt ultima dată când am mers aici, am semănat rândurile astea și dovleac plus porumb, dar nu a plouat. Aștept ploița. Rândurile astea sunt experimentale, vreau să văd cât pot să cresc în ele fără scut. Dacă funcționează metoda asta, o să mai fac șanțuri. În felul ăsta e superb. Efort minim. Doar la semănat și la cules. Tot ce-mi pot dori la viață. Vin numai la luat. Aici e saronia. Pirod, astea două. Una, două. Anul trecut a fost un pic mai chinuit. A fost primul lor an. O să sper că o să o ducă mai bine. Nu cred că a fost cea mai inspirată alegere să le pun pe dâmburi, că e mai uscat aici. Cred că am nevoie de ceva mai mult umiditate. O să pun mulci ca să compensez. Da, grădina pădurii se prezintă excelent. Au început să răsară și lucrurile semănate direct. Nice! Am mergit bine și semănată direct. Am început să răsară și tomatele. Din semințele căzute de anul trecut. Sunt cam apropiate, am să le mai iau, să le mai distanțez. De altă dată, sunt greu de cules când sunt așa apropiate, nici nu mai vezi șeriurile. Ia uite, dragă de ea. Nu scăpi. Așa. Începu și aici mazărea să producă. Hi-hi! În zona asta e grădina veche, la spate grădina Limax și asta e grădina nouă. Nu am lucrat deloc anul ăsta. Mentă, usturoi, căcălău, pe care nu l-am cules anul trecut. Foarte fain cu usturoi, cepe, putem să le facem ca și cum să le cultivăm ca și cum ar fi perene. Dacă lăsăm tot timpul câte un bulb, avem mereu rezervă de usturoi și de ceapă. Asta e topinambur, topinambur, pârțânambur, salate. De fapt nu, astea cred că sunt crăiți sau ceva, sunt flori. Asta să vreau încet cu încet să o transform într-o grădină pădurii, dar mai întâi mă concentrez în partea cealaltă, că nu prea mult de lucru să mă întind pe două fronturi, topinambur.
Aici cred că am să mai pun niște ghidușii anuale. Aici este un mic jihad care trebuie curățat. Asta-i brustări, am să-l las. Asta micul ce-o mai rămas din prazul de astă iarnă. Și aici vrem să facem grădină pădure. Mama a pus un păr care s-a prins foarte frumos. Mai este unul mai încolo. Așa, mai avem o lavandă foarte frumoasă. Lili! N-am răbdare să-l mai lăsesc mai coagă. Aici o privi mama. Ăștia sunt cartofii pe care nu i-am scos anul trecut. Păstârnac, din semințe strânse din noi. Mai exact din mama. Ar trebui să plouă. Au, și jos vecla. Pusă de mama. Nois. Cățelul-i psiho acum. Dacă se aude. Ca să înțelegeți cât e din altă ovăsul. Nice! Fără arat. Asta dacă mi iasă-și treaba cu cerealele. N-am mai făcut nimic. Nu știu dacă mai pus ceva anul ăsta. Cred că am să las în continuare folia. Nu-mi place. Schinarea mea e mai importantă decât grădina. Probabil pentru puriștii care sunt una cu natura, lucrul ăsta nu se simte ca o blasfemie, dar nu știu. Aici e buriana până la... Îmi place și buriana, a început să arate foarte bine. Ca să fac un zoom, ca să vă dați seama până unde e, până la brâu. Pip. Dacă și buruiana arată bine... Ia ce avem aici. Ce atrage. Mamă, ce polinizator atrage. Plin. Câte bogății pe sigur. Plântuță. Câtă viață. Cred că scorțonera care fac floare de acum. Ce interesant. Scorțonera sau sosifi, habar n-am. Sunt niște rădăcinoase vechi, dar s-a mare ca viața. N-am putut să-i mănânc. Sunt drăguțe, așa, e frumoasă ideea, dar... Na. Dacă s-aud, însămânțează bine. Și aici mi-ar putea să fie tot o grădină pădure, cu lucruri care s-aud, însămânțează. Asta e zona în care am pus carton și tocătură de lemn, plus miceliu de pleurotuși, care mai de care, dar nu a ieșit nimic, prea uscată clima pentru așa ceva. Și n-am de gând să ud aici, pe prețioasă apa. Prefer să ud roșii șarpini. Din nou mai am golul a supraviețuit eroic găinilor și iese. Asta e din primul an. Tot auto însămânțează, deci din 2021. Și aici face floare foarte frumos. Țăță de măță. Asta micu se iama Hazmadzugi. Face semințe, tot așa să-i fac anul trecut. Asta e de acum de aici. Asta vreau să-mi umplu grădina cât mai multe lucruri care se auto însămânțează și să-l las în pace. Și să am mâncare gratis. Asta e mentă pe care trebuie, cred, să o cosesc și să fac sirop.
săptămâna asta. Mai nu, așa se culege menta cu coasa. Mai avem mentă. Grădina asta a fost invadată de mentucă, ceea ce mă bucură foarte tare. Și de crăițe. Cred că-s crăițe. Am să văd când fac floare, nu mai țin minte. Crăițe sau gălbenele, dar vreau să mai pun gălbenele, oricum. Aici mai am un pic de loc pentru anuale. Up! Alt strat cu mazăre și sparanghel. Așa ce-a făcut. Nice! Mamă, câtă mazăre avem cu ies. Aici în aut, nu știu ce o să iasă, dacă o să iasă. Chiar sunt foarte curioasă. Am dat o parte roșu, pare că nu funcționează. Și pare că e mai bine să iasă sparanghelul. Am semănat porumb și cred că dovleac. În ideea că dovleacul o să-l scot din șanț peste dâmbuleț ca să mai țin iarba sub control. Asta-i planul, dar trebuie să mă uite și ploița. Nu vreau să ud nimic în zona asta, e survival of the fittest. Dar și pe ce au ajuns să semințele de mongol. Stai cărare. Nice. Da, aici trebuie udat.
dimineață usturoi? Nu. Dar mai are din acasă, va să fac. Ai zis că fac și n-am făcut nimic. Eu nu am mai mare. Eu mănânc. Făcut nicăniță. Nicăniță am făcut, da. Dovleci. Dovleci. Castraveți. Sunet nou, aiaz. Asta e din categoria B, vreme de secetă, e bună și ploaie cu grindină. Dosadurile astea de roșii sunt burdușite de afide. Am să le pun în grădină. Nu le-am stropit cu nimica. Sunt curioasă dacă o să mulțească afidele în grădină sau or să fie mâncate de paianjeni, buburuze și alte insecte. Un mic experiment. Vederea de plântuță agățătoare e așa de destructivă și de parșivă. N-are rădăcini și invadează tot. Foarte periculoasă în grădină. Am preferat să rup toate plântuțele și să le pun aici. Și am căutat prin mulci cârcei. Nu știu cum a ajuns în grădină, dar din fericire momentan e doar în locul ăsta, am să-l mai urmăresc. Am căutat și prin mulci cârceie. Chiar nu-mi dau seama cum am ajuns aici. Uite încolo. Fucking shit. Da, trebuie să țin un ochi pe ea. Uite încolo. Trebuie să țin un ochi pe locul ăsta. Foarte, foarte periculos. Dacă o scăpi de sub control, singura metodă de a scăpa de ea e să dai foc la tot. Nu știu altfel cum. E așa de parșivă. Fiecare cârcel din ăsta crește și se înmulțește. Da, sper că n-am mai scăpat nimica.
Tot zic așa de jumătate de oră, sper n-am mai săpat nimic, sper așa și mai găsesc un cărțel. Foarte parfivă. Da, numai mizerie de asta n-am mai avut până acum în grădină. În fericire nu s-au extins. Bine că am văzut-o azi. Începea să ducă pe rândul ăsta, la altul momentan era izolat aici.